muzică, joc și voie bună, ingredientele perfecte pentru o rețetă de succes. Poate vă întrebați despre ce fel de rețetă vorbim. Ei bine, este vorba de o rețetă a distracției. Românii știu să se distreze și mai cu seamă dobrogenii. La 138 de ani de la unirea Dobrogei cu restul țării, autoritățile de la malul mării s-au gândit să organizeze un eveniment la care să participe toate etniile care trăiesc în Dobrogea. Foarte frumos, e frumos, e bine. Dar s-a stat cam mult la rând. A fost un adevărat festin gastronomic în piața Ovidiu. Mirosul mâncării preparate la ceaun se simțea de departe, iar cei care au stat la rând spun că a meritat să aștepte chiar și câteva minute. Bucatele au fost pe alese. Borșul de pește lipovenesc din Delta, tradițional și foarte gustos. Foarte gustos. Acum păcat că e vântul ăsta care ne-a încurcat, că terminam mai devreme, păcat de oamenii ăștia care așteaptă. În Dobrogea trăiesc cele mai multe etnii, de la ruși lipoveni la turci și tătari. Sunt evenimente care promovează tot ce are zona noastră, regiunea noastră mai frumos de oferit pentru noi, cei care locuim aici, dar mai ales și pentru turiști. Tradiții, gastronomie, muzică, valorile acestei zone atât de iubite de altfel de către turiștii români, pentru că știm foarte bine, Constanța este al doilea loc cel mai vizitat și al doilea oraș cel mai vizitat din România. Pe scena amenajată în piața Ovidiu au urcat atât ansambluri de dansuri populare românești, cât și artiști ai comunităților din Dobrogea.